singurul startup politic, singurul proiect serios și Platforma Social-Liberală este singurul partid care s-a format în afara Parlamentului României. Să țineți minte lucrul ăsta, fiindcă nu este puțin lucru. Ne-am asumat, într-adevăr, o misiune foarte grea, dar eu sunt convins că dacă noi vom ști să ascultăm oamenii, iar proiectele lor se vor regăsi în prioritățile noastre și nu sloganuri, nu sunt de acord deloc cu modul în care USR-ul a decis să facă politică. Au avut o șansă fantastică cei de la USR, au promis foarte mult românilor, au promis un alt mod de a face politică și deja, asta i-am spus și lui Alex, degeaba venim și spunem oamenilor că noi o să facem altfel. Chiar dacă dăm puterea exemplului nostru. Eu am inițiat și am realizat cel mai important proiect din istoria României pentru antreprenorii români, se numește Startup Nation. Și vreau să vă spun că peste 50.000, peste 60.000 de companii românești s-au înființat în urma acestui program. Eu am finanțat în primul an 8.700 de proiecte, care toate au fost plătite la timp. După care lucrurile s-au mai modificat. Ăsta era un proiect de țară. Era un proiect care dădea tinerilor speranță în fiecare an să-și depună proiect, să înceapă un business. A venit PNL-ul, l-a eliminat. USR-ul a avut o șansă foarte mare și nu a reușit să fie vocea business-ului românesc în Parlamentul României. Au intrat la rândul lor în tot felul de jocuri politice, și mi se pare că cel mai trist pentru un partid care ajunge în Parlament este să susțină o guvernare și să fie incapabil să intre la guvernare. Adică ei nu vor nimic decât să susțină guvernul, să nu se murdărească pe mâini cumva cu guvernarea, că e complicată și trebuie să ai oameni capabili și e greu. Și dacă se poate, ce vă doriți voi de la mandatul ăsta cel mai mult? Alegeri anticipate. Înțelegeți? Adică e o păcăleală. Tocmai de aceea ne-am venit cu un proiect de țară și voi știți că dacă ne trimiți în Parlament și dacă vom ajunge, și eu sunt convins că vom ajunge, acele 10, 12 sau câte măsuri prioritare vom avea în proiectul de țară, acelea vor fi măsurile pentru care noi ne vom lupta, nimic altceva. Asta promitem, asta facem. Restul lucrurilor țin tot de un mod greșit, în care eu cred că, din păcate, o bună parte din clasa politică actuală, o clasă politică eșuată. Nu mai au ce să demonstreze, au fost formați într-un mod greșit, am spus-o, eu sunt plecat din Partidul Social Democrat, am primit șansa din partea Partidului Social Democrat să intru în guvern, mai întâi ca secretar de stat, să fiu responsabil de Invest Romania și în a doua etapă am fost propus ministru. Pentru mine a fost o onoare, fiindcă mi-am dorit foarte mult să fac pentru România. Din declarația mea de avere se poate vedea foarte clar că în perioada în care am fost ministru a trebuit să-mi vând două apartamente ca să pot să... Mă rog, aveam niște cheltuieli, veneam din zona de business privat. Nu reușeam să mă descurc, 7.000 de lei cât aveam salariul, la câte aveam și credite și alte chestii care dacă nu mai produci trebuie să le plătești din altă parte. Că foarte mulți colegi m-au întrebat cum ai putut să faci așa, să vii și cu bani de acasă ca să faci un proiect pentru antreprenorii români. Nu regret nici o secundă că am făcut lucrul ăsta. Sunt foarte bucuros. Unde merg în țară, oamenii mă opresc și mulțumesc că am făcut Startup Nation. Și pentru noi este o prioritate în acest moment să întoarcem acest proiect pe care PNL-ul practic l-a eliminat, scăzând 90% din buget. Adică este tragic.